Începând de astăzi, pentru mine DNA înseamnă DNA-art. Este locul în care am hotărât. Trebuie să fiu foarte sinceră să vă spun că sunt foarte aproape de Liceul de Artă Plastică Nicolae Tonița, că au un spațiu, după cum observați, extrem de generos. Noi nu-l avem în școală, avem extrem de multe lucrări pe care trebuie să ni le expunem. Ce ai aflat astăzi în plus de la doamna Chioveși? Păi, am crezut că DNA-ul nu este atât de bun pe cât părea, dar am aflat că este mult mai bun decât credeam eu. În ce sens? Ce face? Ajută mult mai mult România, Europa, decât credeam eu. Adică... Are o lucrare expusă la mine în birou. Haideți să intrăm cu toți. Eu am vrut să reprezint lupta pentru dreptate. Sunt acei oameni care se luptă, stau pe balanță acolo, se luptă cu niște săbii. Pe unul este reprezentat un rege, purtând pe el o manchie sângerată, cu tot sângele pe care l-au provocat războaiele sale, luptele sale, orgolile, mândriile, tot sângele care s-a vărsat din cauza obiceiurilor sale. Apoi pe celălalt taler este un cerșetor arzând în focul păcatelor sale, care sunt în fața justiției la fel de grele ca și ale regelui. Justiția este, sau ar trebui să fie oarbă, să nu facă diferențe între regele, care e reprezentat și în tablou cu o mulțime de bani lângă el, și între sărac, care deși este sărac, are la fel de multe păcate. Pentru biroul meu am ales câteva teme care reprezentau justiția. Am înțeles că unele dintre ele au fost făcute chiar pe ultima sută de metri. N-am avut un criteriu anume. Atunci când am ales reprezentări ale justiției, mi s-au părut interesante cele trei tablouri care sunt în stânga, dar și acesta, pentru că, exact cum a spus și domnișoara, avea talerul drept, ceea ce semnifică foarte bine principiul aplicării egale a legii, indiferent dacă ești bogat sau sărac, balanța trebuie să fie egală, așa l-am perceput eu. Pe partea stângă a biroului sunt două reprezentări, două picturi făcute de nepoatele mele. Una din ele este o sperietoare de ciori, probabil că sunt eu la București, și motiv pentru care am ales alte trei tablouri care aveau acea semnificație. Le-am spus copiilor că am avut și noi mici legături cu arta în activitatea profesională, când am confiscat tablouri de valoare și ne-a fost puțin dificil să știm cât sunt de valoroase, pentru că nu ne pricepem foarte mult în acest domeniu. Le-am spus că procurorii din DNA sunt profesioniști, sunt curajoși, sunt harnici, sunt proactivi, dar nu au talent la desen, și încercăm să ne completăm reciproc. Plus că este un prim pas într-un proiect pe care îl dezvoltăm și care are legătură cu educația în anticorupție. Și cred că este foarte important ca și noi procurorii să participăm la programul educațional și la aceste forme comune cu elevi de liceu, care, vedeți, în lucrările lor au surprins anumite aspecte ale justiției foarte, foarte bine și poate aspecte la care noi nu ne-am fi gândit că sunt relevante pentru public.